că o să fiu de parte de Rebecca. Deci asta mă doare cel mai de Rebecca, în primul rând, e pe primul plan. Asta o să fie cea mai mare tristețea mea. Și de accidentări nu mi-este frică, doar atât, că nu o să știu cum este Rebi. În rest, fiecare să facă ce vrea, că eu sunt bine. Vai, vai, păi mie mi-e frică și de o găină, dar acolo de reptile, șerpi, șopârle, tarantule, scorpioni. Nu, cred că o să nebunesc, cred că o să mă știe toată jungla, cred că o să vină localnicii și să salvați-o pe nebună că țipă de nu mai poate, nu. Pă bune, mi-e foarte frică de aceste insecte, de aceste mini-animale ce sunt, așa, și de dormit, pentru că dacă dorm pe jos, ajung mai repede insectele la mine și asta mi-e frică. Nu mă interesează că dorm pe podea, nu mă interesează, dar să nu mă atingă cineva, că dacă aud vreun foșnit, nu mai dorm și nici nu vreau să mă îmbolnăvesc. A, de telefonin! De telefon o să-mi fie dor. Nu o să mai stau pe WhatsApp, nu o să mai stau pe Instagram, nu o să mă mai postez, nu o să mai fac pozele cu FaceApp, o să-mi vedeți adevărata mea față, dragilor, acum în sfârșit a sosit momentul. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.